să vină televiziunea să știe tot adevărul. Nimeni n-are curaj. Se întâmplă și lucruri care nu țin de voința sau de puterile noastre. Fiecare dintre noi trebuie să avem un act de identitate. Deci e vorba despre un buletin de credință. Ce să vă fac, doamnă? Ați ales un primar gagicar și ține în primărie un inginer bețivan. Și cu asta m-a lămurit. Am ceva emoții firești pentru un om care lucrează de atâta timp în media. Nu pentru faptul că m-ar copleși problemele care ne copleșesc pe toți, m-ar copleși pe mine în mod special, ci pentru faptul că după 3 ani și jumătate revin în postura de realizator de emisiuni TV. Ce să-mi fac? Răspun adevărul? N-am dreptul să spun adevărul într-o țară liberă în democrație? Domnul secretar spune că nu are fonduri să instruiască o persoană. El de 3 luni de zile spune că se instruiește dânsul personal. Emisiunea va fi una de actualitate, de implicare socială, civică, economică și politică. Bună seara, oameni buni! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Buletin de Mehedință aici la radio-televiziunea Galaxy din Drobeta Turnu, Severin. Este seara de 1 aprilie, nu facem nicio păcăleală, deși alții v-au păcălit astăzi la sân zvonul că primarul Gheorghe a renunțat la mandatul pe care îl exercită în acest moment. Vă spunem noi, este doar o păcăleală, nu vă lăsați angrenați în tot felul de speranțe care nu se vor materializa în felul acesta. Se vor materializa altfel și destul de curând. Ca să-i mai dăm o gură de oxigen domnului primar, întors recent de la Viena, de la shopping, să-i aducem aminte zicerea lui Petre Țuțea: cu stânga nici cruce nu poți să-ți faci, dară-mi-te să conduci o țară. Nici Severinul nu este ușor de condus și spunem asta pentru toți cei care ne scriu și ne încurajează, pentru cei care ne privesc de la Ciuperceni și Plenița până la Băile Herculane și de la Cladova până deasupra de Motru, trecând evident prin Baia de Aramă și Strehaia. De asemenea, la radio putem fi ascultați de circa 6 milioane de români din sudul țării, de la București la Timișoara și de la Turnu Severin până deasupra de Hunedoara. Așadar, audiență posibil mare, din semnalele pe care le avem, oamenii ne încurajează să continuăm pe aceeași linie și o vom face, mereu credincioși atât lor și cerințelor lor, cât și adevărului pe care îl slujim necondiționat. La nivel de țară, sigur, și astea nu-s păcălel de 1 aprilie, Darius Vâlcov a mai pus astăzi la dispoziția anchetatorilor încă 40 i-au fost găsite în fel și fel de locații, ba pe la Slatina, ba pe lângă Slatina, ba pe la București, ba prin cimitire. De altfel, a devenit viral și o anecdotă care circulă pe internet. Nu știu dacă fiecare dintre dumneavoastră a auzit-o. Se spune că 2 cadavre stăteau de vorbă noaptea în cimitir. Unul mai recent, unul avea vechime la locația respectivă. E cam morbidă anecdota, dar asta este. La un moment dat se aud pași, unul dintre ei începe să tremure și celălalt îl liniștește. Zice: stai liniștit, e Darius, a venit să se mai uite la tablourile lui, să stă ascuns aici. Și celălalt: aoleu, ce frică mi-a fost, am crezut că-i Dragnea și ne ia iar la vot. Da, deci asta este despre politicienii români. Ies o grămadă de lucruri la iveală, o grămadă de legături. Ați văzut în ultimul timp că soția lui Darius Vâlcov, Lavinia Șandru, lasă să se înțeleagă că nu știa nimic despre afacerile soțului ei, că nu mai aveau relații de 5-6 ani. Chiar Rareș Bogdan, colegul ei de trust, a creat ideea asta. Ei bine, nu este chiar așa. S-a dovedit astăzi, a dovedit presa serioasă, faptul că Lavinia Șandru până anul trecut a tot avut relații contractuale cu primăria Slatina, acolo unde a fost jupân Darius Vâlcov, și contracte grase, nu, pe fel și fel de firme, deci nu era chiar așa de vinovată cum vrea să pară. În sfârșit, cam asta este. Sigur că atunci când vrei să scapi dintr-o anumită situație, spui: n-am văzut, n-am cunoscut,
nu-ți mai asum responsabilitatea, lași unul singur să plătească tot. Bineînțeles, dacă și omul e de acord, se pare că Darius Vulcov este de acord. De altfel, astăzi plenul Senatului a votat din nou punerea la dispoziție a anchetatorilor a lui Darius Vulcov, atât pentru reținere, cât și pentru anchetare. Au început să sune deja telefoanele, suntem asaltați de apeluri, în sfârșit nu o să dăm curs tuturor mesajelor pe care le primim, le parcurgem însă cu sinceritate și cu atenție și le vom răspunde în particular. Deci, cum vă spuneam, Darius Vulcov din nou la dispoziția procurorilor de la DNA. El poate fi arestat în orice moment. Asta este atunci când calci strâmb, mai și plătești. În ceea ce privește Turnul Severin și județul Meredin, sunt două chestiuni pe care aș vrea să le abordez. Vă previn dinainte, încă de înainte de pauza publicitară, că vom avea doi invitați, nu unul, amândoi super calificați pe domeniile pe care vreau să le abordez. Chestiunea 1, care mie personal nu-mi place, nu-mi convine, dar deocamdată nici nu încerc să fac mai mult decât să înțeleg, să iau lucrurile așa cum sunt, treaba cu scandalul sexului cu minore. Mie mi se pare că lucrurile trenează și că se merge așa către o mușamalizare a cazului. Pentru că a trecut prea mult timp și în afară de proștii care au fost deja arestați, și proxeneți, de fapt nu așa zic, și proxeneții din cazul respectiv, se pare că nu a plătit. Deși dacă nu exista cerere de minore pe piața sexului, nici oamenii aia nu aveau posibilitatea să-și dezvolte afacerea, să-și și o exercite până la urmă, să exercite această ocupație, ca să nu-i zic altfel. Deci mi se pare că se trage de timp. Mai sunt și alte lucruri care mie nu-mi sună bine, așa cum sunt în momentul de față, și eu cred că toți cei vinovați în respectivul scandal trebuie să plătească. Mă rog, asta este, vom vedea ce se va întâmpla. Unul dintre invitați va răspunde cu siguranță unor întrebări pe care le voi pune pe marginea acestui subiect. Pe de altă parte, tot aici la Turnul Severin, ieri a avut loc o ședință de Consiliu Local, prin care, deși la ultima ședință de Consiliu Local, înainte de aceasta, e vorba de ședințele ordinare ale Consiliului Local, se stabilise că se va înființa, deci cu majoritate de voturi, majoritatea asigurată, între altele, și de consilierii PSD, ei fiind parte importantă a acestui vot, o societate comercială, după modelul SECOM-ului, o societate pe acțiuni, în care acționar principal să fie Consiliul Local, acționar majoritar, și care se ocupe, datorită problemelor de la RAN, de termoficarea orașului, de rezolvarea acestei spinoase probleme. Între timp, domnul primar Constantin Gherghe a pedalat tare pe ideea cu nu mai e bună societate comercială, să facem serviciu integrat în primărie, adică toate chestiile astea să fie la dispoziția și în pixul primarului. Ei, vă dați seama, aici oamenii sunt ușor de corupt, pentru că li se promit angajări în cadrul serviciului respectiv. Bineînțeles că banii ăștia pentru serviciuri la o societate comercială, asta se autofinanțează. E absolut logic. Ce salarii își fac ei înăuntru acolo, și ar fi fost absorbit o mare forță de muncă de la termocentrală, specialiști, pentru că nu poți să iei pe, știu eu, pe Nicu de nu știu unde și să-l faci pe ăsta șef peste termoficarea orașului. Așa ar fi fost absorbit o mare parte dintre specialiștii de la Termo. Cum vă spuneam, se autofinanța și ce salarii își făceau era treaba lor, trebuiau să se înscrie într-o marjă de venituri. Până la urmă nu e rău, dar fiind acționar Consiliul Local, lucrurile astea puteau fi ținute sub control foarte ușor.
Treaba cu serviciu este puțin mai complicată, pentru că fiind serviciu al primăriei, ăsta n-are voie să facă profit. N-avem voie să facă profit, toți cei care vor fi angajați acolo, salariile le vor fi suportate din bugetul local, adică din taxele și impozitele plătite de mine, de fiecare dintre dumneavoastră. Sigur că și stabilirea acestor salarii va fi discreționară. Sigur că se va implica serviciul respectiv, de fapt primarul, oricare ar fi el acela, pentru că nu s-au născut primari pe viață. Primarul se va implica în toate licitațiile, în toate achizițiile, în toate deciziile care se vor lua la acest serviciu, care este parte integrantă a primăriei. Deci toate chestiile astea mie nu-mi sună bine. Ei, deși votaseră pentru societate comercială, astăzi consilierii PSD au votat și pentru serviciu și a rămas așa, ca în tren. Se va face serviciul ăsta, va fi la dispoziția primarului. De la această ședință am mai rămas cu bine, cu mai multe chestii, dar una dintre ele vreau să vă expun, pentru că pe mine m-a surprins și m-a surprins și plăcut și neplăcut. Plăcut pentru că nu mă așteptam, vă spun foarte sincer, ca inițiatorul ei să fie domnul Cornel Folescu, pe care îl felicit pentru această inițiativă în modul cel mai sincer. Nu țin cont de faptul că este 1 aprilie și nu fac glume proaste. Deci, domnia, ce se întâmplă? La Turnul Severin s-a fosta stradă Crișan s-a transformat în arteră pietonală, amenajindu-se fel și fel de spațiu, agora, mă rog, tot ce trebuie pentru tot felul de evenimente și de festivități. E, astea nu prea sunt folosite, că lumea care ar trece pe acolo ar jumuli trandafirii. Asta mi se pare o idee absolut cretină. Un motiv de gâgă pe care îl bagă oamenii. Păi trandafirul ăla se poate lua și când trece omul pe acolo cu plasa de la piață. Dacă asta vrea să facă și dacă nu există poliție locală, gardienii publici, mă rog, cum s-or numi, care să-i oprească de la chestia asta. În schimb, de vreo 2-3 ani de zile încoace, la tot felul de festivități de astea, la zilele Severinului, la care sunt preajma zile de Sfântul Gheorghe, întotdeauna asta este patronul Severinului, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Deci în preajma zile de 23 aprilie, de câțiva ani de zile s-a mers pe ideea asta absolut absurdă, ca să fie blocată principala arteră de circulație sud-nord a orașului, calea Târgu Jiului, și acolo să se organizeze chestia asta. Lăsăm deoparte că se îngreunează circulația în tot orașul, dincolo era vorba de o arteră pietonală. Aici se oprește pur și simplu circulația, se blochează, se pune scenă, să nu știu ce. Dincolo de neajunsurile astea, amplasamentul mai este și lângă cimitirul ortodox, lângă cel mai mare cimitir al orașului Turnul Severin. Este de-a dreptul jenant ca aici să fumege grătarele cu tot felul de produse de astea despre care n-aș vrea să vorbesc acum, fiind în postul Paștelui, și să cânte lăutarii și prin cimitir oameni care vin la pomenire, la chestii de astea, că e sărbătoare mare, înțelegeți treaba asta, sau care au vreo mormântare oamenii, vreun mazlu, vreo treabă de genul ăsta, vreun parastas, ăia se jelesc acolo, ăștia cântă din coace. Deci nu-i desparte decât un gard. Mie mi se pare de-a dreptul aberant. Dar cineva a gândit în felul ăsta, pentru că s-au negociat deja locurile de amplasare a tarabelor cu mici, a corturilor cu mese și scaune, a nu știu ce, să scoată un profit important de acolo, și probabil că ăsta este motivul pentru care se face așa ceva. Încă o dată felicitări domnului Folescu, care a avut surpriza, domnia sa fiind consilier PSD, că după ce a făcut această, după ce a avut această inițiativă, se vadă că inițiativa domniei sale e votată numai de consilierii PNL, iar colegii săi PSD-iști au votat împotrivă, după un moment de uluială, este adevărat. Încă o dată felicitări, o seară bună.
Mă rog, cam astea ar fi. Sigur, mai sunt și altele, o să vorbim de toate cu cei doi invitați ai mei, dar numai după un, așa cum v-am obișnuit deja, un scurt moment publicitar. Deci, publicitate, după aceea trecem la treabă cu invitații. Ce să-mi fac? Că spun adevărul, n-am dreptul să spun adevărul într-o țară liberă în democrație. Domnul secretar spune că nu are fonduri să instruiască o persoană. El de 3 luni de zile spune că se instruiește dânsul personal. Emisiunea va fi una de actualitate, de implicare socială, civică, economică și politică. Vrei să fii servit repede? Vrei o reparație rapidă a mașinii? Vrei ca manopera să fie efectuată repede și bine? Vrei ca piesele să sosească repede? Vrei repede ca diagnosticul să fie efectuat? Vrei să-ți speli mașina repede și bine, dar și ieftin? Pentru tot atâtea motive, vino la servisul Repede, unde ești servit repede și bine, dar și ieftin. Personal calificat și grijuliu. Tot de aici poți face comandă pentru piesele de care ai nevoie și tot noi îți spălăm și mașina. Vino repede să te convingi pe bulevardul Tudor Vladimirescu la intersecția cu splaiul Mihai Viteazu. Repede servis, magazin de piese și spălătorie. Ce să-mi fac? Că spun adevărul, n-am dreptul să spun adevărul într-o țară liberă în democrație. Domnul secretar spune că nu are fonduri să instruiască o persoană.